Începând cu luna august a anului 2021, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, a fost înființat biroul Pregătire Profesională. Obiectivul principal al acestei structuri îl reprezintă formarea unor polițiști care să facă față mediului operativ. Pregătirea în domeniul intervenției polițienești se desfășoară pe patru componente: pregătirea tactică, pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării, pregătirea în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare, pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu. Programul de pregătire conducerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară cuprinde atât o parte teoretică cât și o parte practică și se adresează personalului care conduce în mod ocazional sau frecvent autovehicule cu regim de circulație prioritară, în vederea îndeplinirii unor activități sau misiuni specifice pentru care legea prevede deținerea unui permis de conducere din categoria B. Conducerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară reprezintă un program de pregătire specifică care asigură dobândirea competențelor practice specifice corespunzător categoriei de misiuni și activități desfășurate, de structura din care face parte conducerea și manevrarea autovehiculului în condiții de siguranță pe drumurile publice, atât în condiții de circulație normale, cât și în situații deosebite pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.